În casa ta. Hai, încercam să-mi amintesc când ai fost tu la curs și în vara anului 2017. În iulie 2017. Și mă întrebam, știi, înainte de a te suna, oare ce o-i făcând Nadia? Oare ce se mai întâmplă ce cu ea? Ce gașcă mișto a fost atunci, Doamne. Deci fetele au fost... Da. Asta e un mare plus, cred eu, al cursului. Deci este că... o atmosferă la curs, că fiecare dată când mă mai uit pe poze și așa când mai postez tu, băi, trebuie să mai merg măcar o dată, da. să mai... Pur și simplu să fii acolo. Exact, exact. Dar știi că poți să faci lucrul ăsta, că eu am mai anunțat, dacă după un timp, eu știu, dacă lucrezi imediat după curs, când sunt informațiile proaspete, te poți descurca, da. Dar dacă lași prea mult timp să treacă, exact. Ai nevoie măcar să mai auzi niște lucruri. Mă întrebam, de fapt, ce ai făcut și cât de greu ți-a fost, pentru că am întrebat și alte fete și băieți, că știi că au mai fost și băieți la cursuri, da? Da, ce se întâmplă după curs? Adică... cum ai acționat imediat? Ai stat, ai mai gândit... ce provocări ai avut? Unde ți s-a părut ție cel mai greu, eu știu, să realizezi anumite produse, să le vinzi? Cum a fost pentru tine tot drumul ăsta? La mine a fost, nu știu, cred că atipic într-un fel, da? Că eu am prins oportunitatea asta de a găsi spațiu, ca să zic așa. Da. Și am zis gata, că dacă nu deschid acum, ăsta e momentul meu. Exact, da. Și atunci am deschis întâi florăria și după două luni, că am deschis-o două sau trei luni, în aprilie, pe 6 aprilie 2017, în iulie am venit la tine curs. La curs. Da, dar ești foarte curajoasă, știi? Da, știi? Știu, pe de-aia zic că mie pentru că eu nu cred că aș fi avut curaj, știi, să deschid, te-am prins și eu. Mi se pare... Dacă tot am găsit spațiu, spațiu este ok pentru că am și școala lângă. Da, mă rog, e o zonă potrivită, pentru business-ul tău. Da. De fapt, cum am început eu? Eu am început făcând aranjamente pentru fetele de la școală. Da. Și m-au tot solicitat și făceam de acasă. Da. Așa. Printre picături. Era așa un hobby, o pasiune. Da. Și eu zic, dacă tot le place și așa, ca să încerc și o afacere. Să încerc mai mult. La urmă, da. O fac la un profesionist. Și atunci am făcut și cursurile, pentru că trebuiau făcute. Și în felul ăsta, cred că îți schimbi și targetul de clienți. Adică atunci când bâșbâi așa... Nu știi, n-ai nici cura să vii. Am învățat tehnici, noi am învățat multe chestii și cu buretele alea să nu se vadă nimic, că nu suport. Sunt felul de trucuri, multe trucuri. Da. Ce mi-a plăcut foarte mult, să fac așa o paranteză, mi-au plăcut florile, prospețimea lor și multe. Deci au fost varietate. Exact. Și cantitate. Deci pe care eu nu le mai văzusești. Cu timpul le-am învățat pe toate, și aplicat, le-am și cumpărat, le-am Am înțeles. Și acum te pregătești pentru martie. Da. Emoții? În primăvară. Să zicem, am trecut printr-un singur martie. Anul trecut, ca cu 2 ani, am deschis după. Aprilie, trecuse martie. Da. A fost... se spune că ar trebui să fie perioada cu cea mai mare vânzare din tot timpul anului. Și este. Este. Trebuie să-ți pregătești foarte multe produse pentru că
s-ar putea, adică să ai surpriza aia în care vei avea clienți și deci nu o să ai ce să le vin. Deci anul ai grijă trecut, cu asta. Deci anul trecut am avut surpriza asta, deci exact. Era aici gol. Da. Se golise tot și nu mai vei să vin. Și alte florării, da. Deci nu mai aveam ce să mai vinde, pentru că a fost întâi. Când a fost frig. A fost școala închisă. Da, da, da. Toată lumea s-a fost vânzare și atunci perioada săptămâna aia până în 1 martie. Dar vreau să zic că de 8 martie a fost nebunie. Eu cred că trebuie să arătăm oamenilor și celor care vin după noi, dacă vrei, dar nu numai lor, da. Realitatea așa cum e. Pentru că nu știu dacă e ceva foarte ușor de realizat, indiferent ce vis ai avea, întotdeauna vor exista niște provocări, întotdeauna depinde deci cum le consideri. Normal că este importantă determinarea ta, motivația, pasiunea pe care le pui în business-ul tău, dacă vrei. Și cine spune, eu știu că totul se face așa, pornind din degete, cred că sunt doar niște povești fără fundament. Și atunci mi-mi place foarte mult să arăt partea asta, adică încerc cumva să arăt realitatea. Care este realitatea? Și mă întrebam acum, în toată perioada asta de când ai început să lucrezi în domeniul ăsta, dacă poți face un exercițiu așa să răscolești un pic în memoria ta și să te gândești dacă ai avut un moment în care a fost extrem de greu și ți-ai spus poate, gata, nu mai vreau, renunț sau e mult prea greu sau nu știu. Un moment deosebit care te-a marcat, dacă ai așa ceva și dacă vrei să ne-l spui, bineînțeles. Păi, momente din astea am atunci când sunt perioadele moarte. Când sunt moarte? Exact. Deci nu când e vârf de sezon nu, și nu. E volumul foarte mare de muncă. Nu, pentru că o scoți la capăt cumva. Da, mai aduc ajutoare, ca să zic așa, și o scot la capăt un fel sau altul. Dar te demoralizează așa puțin când, da, cred că asta e chestie generală. Da, 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 pentru că e o activitate sezonieră. Da, exact. Sunt perioade moarte și ce mă doare foarte tare este că trebuie să arunci flori. Sunt nopți nedormite, sunt zile în care te trezești foarte devreme să fie mai proaspătă. Încerc să le induc într-un fel să nu mai facem buchetele acelea cu... foarte mult, nu neapărat hârtie, cu chestii strălucitoare, cu un fund de nu știu de care. Să-i duci puțin piața. Exact, exact. Chestii simple. Și de bun gust. De bun gust, apropiate de natură, nu știu, cu lână, cu lemn. Cât mai naturale, așa. Mai naturale, da. Da, da, da. Asta a fost o provocare pentru mine. Pentru că probabil vreau foarte mult ambalaj. Exact. Verdeață multă, mult ambalaj și mai puțin flori. Da. Pagina de lead design, pagina mea, o urmărește, uiți pe ea, da? Da? Ai văzut că sunt activă, cu like, comentarii. Știi ce îmi place? Îmi place că e foarte apropiată de natură. Toată lumea care te urmărește așteaptă informații despre flori. Da, exact, despre flori. Asta e un lucru minunat. Da, pentru că nu vrem doar să le vindem, vrem să știm despre ele. Nu le-am considerat, eu nu le-am considerat niciodată o marfă. Eu le-am considerat mai curând, eu știu, un mijloc de exprimare. Și atunci, da. Florile vorbesc, Da. Transmit emoții și noi avem foarte multe emoții de transmis. Fetele. Nadia, îți mulțumesc din suflet. Eu îți doresc mult succes în toate planurile tale și cu martie și cu Paștele și mult succes cu nunțile. Mulțumesc. Să faci în vara asta și în toamna asta cele mai frumoase nunți pe care le-ai făcut vreodată. Mulțumesc. Și nu știu. Te mai aștept când îmi schimb design-ul. Da, eu vin cu mare drag oricând. Da. Și sper să ne să păstrăm legătura. Da, mulțumesc. Faci. Mulțumesc mult. Ești așa o inspirație. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc mult. Îți dai seama că pentru mine e foarte emoțional să mă întâlnesc cu voi și mai ales după un timp. Cred. Goes in the sky and my blue eyes. You know it feels unreal.
girl kept me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's all. Bună, sunt Nadia și te aștept la florăria mea în Brănești să discutăm despre nunta ta, să punem la punct detaliile pentru cea mai frumoasă nuntă pe care ți-ai imaginat-o.